Pentru mine, cred că cel mai important a fost să realizez cât de activă trebuie să fie citirea omului cu care vorbești, pentru că mă bazez personal foarte mult pe instinct, rămân câteodată la nivel de suprafață, dar uit efectiv să citesc ceea ce am în fața mea. Și cred că de acum înainte voi începe mult mai mult să am o micropauză, să fac o poză și să zic ok, hai să interpretăm totuși ce zice și corpul acelui om.